de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață la Mesagerul de Neam și pe știri din Neamț, în direct. Puteți să urmăriți, puteți să puneți și întrebări, puteți să interveniți, pentru că de aceea facem această emisiune. Înainte de a prezenta invitatul, tema, vreau să vă spun că puteți găsi în chioșcuri Mesagerul de Neamț, numărul 474, cu o mulțime de materiale, o să vedeți, extrem de interesante. Nu insist acum, eventual pe final mai fac o precizare cu privire la Mesagerul, ediția scrisă. Până atunci însă să vă prezint invitatul de astăzi, noul manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, domnul Alexandru Filimon. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule Bălănescu! Mulțumesc pentru invitație! Un weekend frumos și celor care ne urmăresc! Așa să fie! Un weekend frumos cu multă sănătate! Cât mai multă sănătate! Cât mai multă sănătate! Știți că circulă o vorbă acum, zice că să fii sănătos să n-ajungi la spital. La Piatra Neamț, vorba asta are conotații și de alt tip. Ei, sunteți manager de cât timp? Câteva, de două, trei săptămâni? Sunt 9 zile. 9 zile, de 9 zile. De 9 zile sunteți manager. Am zis că e bine să veniți pentru că așa vă stresăm un pic înainte de a merge la serviciu. Pentru că astăzi se finalizează un control de la Ministerul Sănătății. Exact. Deci din 9 zile, 5 le aveți deja cu un control. De fapt, două. Mai este și un control în același timp de la ISU Neamț. Deci ca să fie toate lucrurile în regulă. Bun, haideți să începem discuția noastră cu începutul. Acum 9 zile v-ați dus la spital. Pâine, sare, covor roșu? Nu, fără pâine, fără sare. Dar cum, n-a venit nimeni să zică, vai șeful, ce scame ai? Nu, n-a venit nimeni să ofere, haideți să spunem noi cum să conduci spitalul? Nu, sau altul care să spune, pe domeniul meu nu intri? Nu, dar am, cel puțin cu persoanele cu care am interacționat, am avut, zic eu, o primire pozitivă, cu un val de speranță, cred. Chiar mulți mi-au urat să stau cât mai mult acolo. Asta este o urare interesantă. De ce? Pentru că ei fac, mulți fac așa un fel de grafic. Care rezistă mai mult? Eu sper să fiu dintre cei care rezistă foarte mult. Bun, acum lăsând gluma la o parte. Ați ajuns la spital. Care e situația? Haideți ca să o luăm pe aia bună. Este, vă zic sincer, este foarte mult de muncă și va fi foarte mult de muncă pentru că pe lângă treburile pe care trebuie să le facem, treburile curente, da, va fi nevoie să revenim din urmă cu mai multe lucruri care probabil au stagnat datorită schimbărilor de manager din ultimul an și al pandemiei, dar cred că cu echipa care este în jur putem să facem ceea ce trebuie acolo. Păi stați un pic, echipa, la ce vă referiți? La echipa care conduceți sau echipa în general, toți angajați? Toți angajați. Toți angajați. Ok. Bun. Care sunt aceste lucruri rămase în urmă? După cum bine știți și presa a prezentat, astea sunt niște rapoarte de exemplu, de la DSP, pe care le-am citit. Sunt foarte multe informații, apropo de asta, sunt foarte multe informații pe care trebuie să le absorb acum, pentru că e un spital mare, sunt mulți angajați, sunt multe activități, sunt multe departamente și, bineînțeles, sunt diverse rapoarte ale celor care au controlat spitalul în trecut sau activități curente pentru care trebuie să-mi dau cu părerea. Un acela raport de la DSP Vaslui, de care toată lumea a scris acum 2 ani, trebuie... Mesagerul a scris întreg și după aia au mai scris și alții. Ba chiar au fost politicieni care l-au redescoperit după un an și au zis, ați văzut? Și dumneavoastră, de acum un an. A, da, da. Sigur,
sigur că sunt rapoarte de genul ăsta care trebuie luate și pur și simplu implementate. Acum ce vreau să vă zic? În acel raport sunt lucruri care se pot face foarte ușor chiar și lucruri care sunt aproape imposibil de făcut. De genul? Cu spitalul în situația în care suntem acum, cu circuitele care sunt într-un spital vechi și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri care sunt legate de clădiri. De asta, de practic de infrastructura fizică a spitalului. De asta noi ce dorim foarte mult și prin planul de management am menționat multe reabilitări de clădiri, renovări capitale ale etajelor 1, 2 și 3 și sperăm, văd că este un val de simpatie către acest proiect, un spital nou, de fapt. De fapt, ăsta este țelul maxim pe care îl urmărim. Păi, deocamdată s-a găsit teren pentru spitalul nou la municipiu. Am înțeles că grupul Altex a donat 4 hectare. Sau va dona, mă rog. Am văzut și eu ieri, cred că sunt și niște discuții la Consiliul Județean pentru o locație a unui spital județean. Bun, deci o să avem două spitale sau nu o să avem până la urmă decât tot pe ăsta vechi? Dacă lucrurile merg așa, adică mi se pare aberant să facem întrecere socialistă de construit spitale. Din punctul meu de vedere, ce face primăria, nefiind nici sub umbrela mea, nici eu sub umbrela lor, nu pot să comentez ce doresc să fac. Bineînțeles că dacă e să o luăm așa, orice spital nou e un lucru pozitiv pentru comunitate. Ce pot să vă zic este că la Consiliu se lucrează intens pentru a se găsi această locație pentru spitalul nou. S-au făcut diverse analiza multor terenuri și multor locații din oraș și așteptăm un răspuns final. În plus, față de asta, există bani pentru așa numitul pavilion medical care va înlocui ceea ce noi numim spitalul vechi. Și pentru asta există fonduri. Bun. Revenim. În momentul acesta, spitalul a rămas un spital COVID, da? Aveți câți? Vreo 100 și câți pacienți? 150. 150 de pacienți la 600 sau câte 4 sunt în total? Bine, ele dacă sunt... Bine, în total în spital sunt 883. Deci la 183 de 4. Dar bineînțeles că datorită restricțiilor noi nu putem să folosim toate aceste 4. Dar sunt 4 pentru suspecți, distanțe și așa mai departe. Deci, practic, sunt 150, deci undeva la cât 30%, 25% cam așa. Din capacitatea spitalului. Asta nu înseamnă că oamenii nu vin toți la serviciu. Asta înseamnă că nu toată lumea... Toată lumea vine la serviciu. Toată lumea își ia salariile, o parte își iau cu sporuri sau toată lumea își ia cu sporuri. Conform legii. Și legea ce spune? Că eu nu mai știu. Legea spune, bineînțeles, oamenii sunt plătiți și sunt acele sporuri pe fiecare zi. Indiferent dacă unul este, să spunem, într-un domeniu care nu are treabă cu COVID-ul, dar ajută și el, nu? Sau cum? Aici, fiind spital COVID, știu la ce vă referiți. Este normal ca pentru afecțiune respiratorie unii dintre doctori să aibă, știu eu, pregătirea sau competențele necesare. Alții, bineînțeles că nu au, dar totuși sunt doctori care activează în acest spital. Am avut niște discuții cu domnii doctori și am înțeles foarte bine această problemă, pentru că, nu știu, dau un exemplu. Dacă ești dermatolog, nu ai neapărat competențe ca să tratezi bolnavi cu probleme respiratorii. Dar asta e situația. Am avut o discuție și pe grupul medicilor șef și trebuie să ne conformăm. Nimeni nu-și dorește să fie spitalul județean Neamț, spital COVID. Dar asta e legea, așa s-a hotărât și mergem înainte cu acest program. Deci am înțeles. Deci toată lumea vine la muncă, toată lumea ia sporuri sau mai sunt și excepții în spital care nu iau sporuri? Din câte știu eu, personalul medical ia tot. Nu, eu nu mă refer la personalul medical. Mă refer la cei care, de exemplu, schimbă cearceafurile. Trebuie să fii în contact direct cu bolnavul. Așa e legea. Așa e pentru a lua spor. Am înțeles. Bun. Problemele majore cu care se confruntă în acest moment spitalul. Aveți materiale necesare pentru COVID? Da. Bani? Da. Pentru achiziționare? Da. Aveți. Bun. Alte probleme.
Sunt probleme, cum v-am spus, pe care trebuie să le rezolvăm din trecut, dar le-am luat pas cu pas. Acest control mi-a mai deschis și mie ochii, ca să spun așa, prin documentele pe care le-au cerut și aștept și concluziile finale ale raportului, dar sunt, bineînțeles, niște probleme cu anumite contracte de unde trebuie să recuperăm niște bani. Deci e vorba de bani, contracte, achiziții. Curtea de conturi, știți foarte bine, sunt cele două proiecte de care nu ne ascundem, toată lumea vorbește, pediatria și blocul operator, da, Nefromedu. Sunt și lucruri mai mici pe care Curtea de Conturi le-a descoperit, dar am discutat și cu doamna directoare Drăgan și vom lua măsurile necesare pentru a rezolva această situație la Curtea de Conturi. Asta e o problemă. Deci eu cred că situația este la dumneavoastră spital, la Curtea de Conturi. Deci, situația de la spital, dar vom contacta Curtea de Conturi. Spuneți-mi și mie, în momentul ăsta, pediatria, s-au încheiat lucrările acolo? Nu. Acum e general constructul care lucrează, parcă. Nu. Sunt bani pentru a se continua lucrările în momentul în care începe pandemia. Când se finalizează pandemia. Când se finalizează pandemia. Deci până atunci se stă așa. Se stă așa. Sunt bolnavi în zona aceea? Din câte știu eu, da. Zona aceea este în administrarea spitalului în momentul ăsta sau este predată constructorului pentru lucrări? Din câte știu eu, este a constructorului. Și constructorul acceptă să stea bolnavi într-o zonă? Adică mă întreb și eu, au fost în control, deci DSP Vaslui, DSP Cutare, DSP Cutare, mama DSP-urilor. Noi nu am primit această clădire, nu avem proces verbal de recepție. Bun, deci e cum am spus eu acum 4 ani. Am scris în ziar acum 4 ani că acea clădire funcționa cu bolnavi în ea fără să fie recepționată. Acum, în perioadă COVID, cu 165 de bolnavi în spital, am o problemă. Eu, dacă vine un constructor și îmi zugrăvește apartamentul, ies din apartament sau măcar din camera unde lucrează. Eu vă asigur că toată lumea care este implicată în acel proiect, începând cu noi, ISU și constructorul, toată lumea își dorește finalizarea acestui proiect. Acum, dumneavoastră m-ați întrebat exact de stadiul lucrărilor și cine... Nu. Da. Pe mine mă interesează dacă este a spitalului în momentul acela sau este predat la constructor. Dacă este predat la constructor, este o întrebare logică, elementară. Avem aici în redacție mame cu copii, da? Care spun, dar eu ce fac? Îmi duc copilul acolo, presupunând că... Dumneavoastră știți foarte bine, este o situație aici foarte, foarte dificilă. Pentru că acea clădire, practic, mare un pic și este terminată. Da? Noi avem nevoie critică de aceste locuri și de aceste paturi. Păi și atunci nu-i mai simplu, băi, e COVID, nu-i COVID, hai să eliberăm clădirea respectivă și dă-i drumul să lucreze, să termine, o preluat și a terminat povestea. Sunt anumite formalități care trebuie îndeplinite înainte de a se da drumul la acest proiect din nou. Formalități? Da. Păi dacă sunt formalități, de ce cei dinainte au predat lucrarea, clădirea general construct, fără să îndeplinească formalitățile? Deci, v-am zis, sunt niște formalități pe care le-am aflat. Și sau formalitățile țin de instituții de forță ale statului? Nu. Deloc. Țin de Consiliu și de Primărie. Bineînțeles că de când s-a făcut proiectul, vă mai dau un detaliu pe care l-am aflat. Acum vă rog să mă scuzați că n-am absolut toate detaliile pe care absolut, înțelegem le-ați perfect. Studiat mulți ani. Înțelegem perfect, nu vă fac așa. Dar împreună, de exemplu, normativele ISU le verificăm acum, pentru că ce era valabil acum 5 ani, e posibil să se fi schimbat între timp. Și vrem să fim siguri că dacă finalizăm această clădire, vom primi și avizul de funcționare de la ISU. Adică proiectul făcut pentru respectiva clădire a fost proiectat, dar noi nu știm dacă e proiectată cât să îndeplinească condițiile ISU. A fost proiectat la momentul respectiv și s-a primit avizul de la ISU la momentul respectiv. Acum, având un an de pauză, este posibil ca
legislația ISU sau normele lor să se fie modificate. Eu vreau și am avut o, cum să spun, chiar o conversație extraordinar de bună cu domnul colonel Mitrea, să ne asigurăm pe mandatul meu că tot ce este necesar pentru ca acea clădire să funcționeze corect și legal este îndeplinit. Domnul colonel Mitrea chiar a fost destul de amabil, ținând cont și de control, să îmi fac o prezentare rapidă a tuturor, nu aș pune probleme, tuturor aspectelor Spitalului Județean Neamț din punct de vedere ISU. Ce autorizații sunt, unde nu sunt autorizații, ce mai trebuie îmbunătățit și așa mai departe. Ei fac acest control în fiecare an în ianuarie. S-a întâmplat să fiu eu în prima săptămână din ianuarie 2021, dar vă zic... Spuneți boda prost. Pentru că nici zis, dacă vă doreați să vină un control, nu putea să vină mai bine. Am și zis că e foarte bine că au venit la început, nu neapărat ca să mă protejez eu, ci ca să știu exact ce am de făcut în anul acesta. Mai e un lucru foarte important. Iarăși, fiind ianuarie, ne luptăm sau ne străduim foarte mult să găsim tot ce trebuie investit, ca să spun așa, în anul 2021, să-l putem trece în bugetul nostru. Este un buget pregătit, care a fost pregătit din noiembrie, însă sunt foarte multe lucruri pe care vrem să le adăugăm la acest buget, să fim siguri că avem toți banii de care avem nevoie. Adică? Tot ce înseamnă reparații la spital, sunt foarte multe, nu neapărat reparații capitale, că acolo discutăm de altceva, reparații minore. Rampe, scări, tavane care curg, geamuri care nu sunt, se închid sau nu sunt de calitatea care trebuie. Toate aceste mici, așa numitele mici reparații, sunt înseamnă necesare, milioane de lei. Înseamnă milioane de lei, dar înseamnă totodată un criteriu critic pentru acreditare, care poate să fie în toamnă sau în primăvară. Încă nu avem un răspuns final de la ANMCS. Bun. Cum decurge în momentul acesta interacțiunea managerului nou cu șefii de secții, de exemplu? Interacțiunea decurge cu cei... Nu vă mai întreb pâine, sare, covor roșu. Nu. Am primit foarte multe mesaje de felicitare inițial, după care am decis, datorită atât programului meu, pentru că sunt foarte multe informații, circul prin spital, am de lucru cu aceste controle, să am întâlniri cu șefii de secție, întâlniri individuale, în care să discutăm ce se întâmplă pe fiecare secție, mai ales că, iarăși, la sfârșit de an s-au depus referate pentru achiziția de echipamente medicale și atunci trebuie să confirm că e exact ceea ce le trebuie. Da? Și am avut întâlniri cu, în special cu cei care au luat concursuri anul trecut în februarie. Cred că atunci au fost 6 concursuri și pas cu pas vreau să mă întâlnesc cu fiecare. Este mai greu pentru mine, deși aș vrea, este mai greu pentru mine să mă duc pe secții pentru că se lucrează în ture și nu știu exact cine e acolo. Adică pot să mă duc acum și pe o secție să nu fie șeful de secție. Spuneți-mi, în viziunea managerială și în discuțiile purtate cu cei de la Consiliul Județean, există prevăzută încheierea de contracte între manager și șeful de secție? Contractele deci sunt niște decizii care trebuie prelungite, care au expirat în decembrie. Vă zic pentru că și acelea trebuie prelungite. Ce am discutat cu acei șefi de secție care au concurs este să adăugăm indicatorii care sunt obligatorii, practic, prin lege și care sunt partea contractului dumnealor de șef de secție, contract de administrație. Bun. Acei indicatori, ca să fiu foarte clar, nu vor fi luați pe anul 2020, pentru că e pandemie și nu secțiile au făcut practic toți același lucru. Ne vom uita la anii 2018-2019. Mai avem un raport făcut de o firmă de consultanță din Târgu Mureș, care a analizat activitatea fiecărei secții și care s-a transmis șefilor de secții. Și cu toate aceste materiale, da, la dispoziție, vom discuta acești indicatori pentru fiecare șef de secție cu concurs.
După care, în comitetul director de vinerea trecută, am decis că vom începe să scoatem șefiile de secție la concurs. Asta când? Cum e hotărârea, începem la fel ca și cu noi membri ai comitetului director pentru concursul ocupării funcției de director medical și de director de îngrijiri. Deci, dumneavoastră știți foarte bine că într-o asemenea instituție lucrurile nu se mișcă de pe zi pe alta, dar am luat această decizie vinerea trecută și astăzi va ieși hotărârea și mergem înainte. Acum, eu știu că lucrurile nu se mișcă de pe o zi pe alta, problema mea este următoarea. M-aș bucura ca ele să se miște mai repede. Imobilismul acesta despre care tot vorbim și funcționarea asta într-un spital în care lucrurile ar trebui să miște foarte repede. Nu mai țin minte de când avem, ar trebui să întreb o colegă care e de pe sănătate, de când nu s-au mai făcut, tot s-a spus, facem concursul de șef de secție, le facem contracte ca fiecare să așa. Și lucrurile au fost tărăganate tot timpul. De ce? Sunt o mie de explicații aici. Dar, pe de altă parte, la fel de mult s-a vorbit despre faptul că șefiile de secție, când s-au făcut concursuri acum vreo câțiva ani, au fost concursuri la impuse, de multe ori, adică X trebuie să fie șef de secție, după aceea, coborând ierarhic, concursurile pentru angajări la nivelul asistenți și alții, întotdeauna erau concursuri cu semnul întrebării, zeci de reclamații, uite cum s-a făcut, intra ăla în sală și, mă rog, nu mai spunem cine. Spuneți-mi ce veți face în sensul ăsta. Deja am luat două hotărâri cu privire la concursuri. Conform legii, am eliminat acea taxă despre care chiar s-a scris, dar s-a scris cu o zi după ce am eliminat-o noi, taxa de participare la aceste concursuri. Deci, conform legii, numai doctorii, biologii, chimiștii vor plăti această taxă de concurs, restul personalului nu va mai plăti această taxă. Era o mică taxă care cred că cineva a decis să fie pentru a mări veniturile. Vorbim aici despre taxa oficială. Proprii, da, da, despre taxa. Deci vorbim despre taxa oficială. Despre taxa, nu știu, despre celelalte taxe, nu știu, n-am Am vrut să spunem clar. Da, 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 de taxa clar. Oficială, da. Și numărul 2, vom introduce probe practice pentru toți angajații în afară de doctori la aceste concursuri. Pentru că eu țin foarte mult ca să angajez pe cineva care, de exemplu, nu știu, magazionar, da? Trebuie să numere, trebuie să care, trebuie să fie în stare. No, asta cu căratul să care în interiorul spitalului, trebuie la în magazionar. În interiorul spitalului, din magazin. La magazionar, nu în afară, da. Din spital nu, în afară. Nu, până spitalului. La gardul spitalului. Așa. Așa. O asistentă să știe să facă anumite proceduri, nu? Pentru care sunt antrenat. Și am discutat, pentru că iarăși e un punct la care eu țin foarte mult, cum să facem să punem niște întrebări la interviuri în care să dovedească că omul respectiv este chiar, cum să spun eu, făcut pentru meseria de asistent infirmier, da? În sensul în care arată o empatie către pacient. Fără, mi se pare absolut normal, ca un fel de test. Ca un fel de test psihologic specific. Da, punctii respective. Adică eu îmi doresc acest lucru și am primit susținerea comitetului director pentru a ne gândi la o anumită soluție, nu știu, să întrebăm, să punem niște întrebări. Dom'le, ce ai făcut în trecut? Unde ai mai lucrat? Cum te-ai descurcat cu un pacient dificil? Cum te-ai descurcat cu un aparținător? Trebuie din astea, ca să știm exact. E ca în orice alt domeniu. Da? Poți să fii nu știu, un polițist foarte bun, făcut pentru asta, poți să fii unul care nu ești foarte... sau un reporter, cum sunteți dumneavoastră. Poți să fii bun, obiectiv, sau poți să fii... Subiectiv, precum sunt eu în legătură cu spitalul. Da, nu știu. Deocamdată n-am văzut asta. Bun. Deci, decizii cu privire la concursuri. Ok. Ați discutat la Consiliul Județean în legătură cu schema de personal pentru viitor? V-ați gândit la specialități noi care să vină în spital, la lucruri care să facă spitalul, între ghilimele spun, atractiv?
Nu m-am gândit deocamdată la asta. Sincer, nu a fost timp, dar cu medicii șef de secție cu care am discutat, le-am cerut să vină cu idei noi, cu proceduri noi, ca să mărim și indicele de complexitate a cazurilor, să mărim veniturile spitalului și așa mai departe. Deci asta s-a cerut. Acum că dumnealor vor veni și vor zice, nu știu, de exemplu la chirurgie, că vom mai adăuga proceduri sau un compartiment, de exemplu, ce să vă zic, chirurgie toracică, da? Care la noi nu există. Da? Și nu avem nici doctorul respectiv, nici structura, un organigramă. Da, da, am înțeles. Da. Dar se poate organiza așa ceva. Și nu e un subiect foarte important. Bun, apropo, cu sările alea chirurgicale, ce mai știți? Care din ele? Alea, blocul Nefromed. Sprinse în buget pentru terminare, nu... Am văzut că DNA-ul s-a interesat de blocul Nefromed pentru aparatură, dar nu mă interesează asta. Mă interesează... Ideea cu care am pornit eu la muncă este ca să ne folosim de acel bloc Nefromed într-un fel sau altul. Aici este o problemă, într-un fel sau altul. Într-un fel pe scopul inițial sau în altul pe care l-au promovat niște oameni care... au schimbat, deturnat ideea de scop inițial de sălile operatorii ca să să-l transforme într-un fel de chestie care puteai să o faci în sălile vechi. Dar este o altă discuție. Și datorită proiectului sunt niște, cum să spun eu, de transport bolnav, sunt anumite probleme acolo datorită proiectului în sine, da? Lățimea culoarului și așa mai departe. Sunt niște limitări care există pentru activitatea medicală care poate fi desfășurată. Deci singura discuție pe care am avut, vă dați seama, în 9 zile nu pot să am foarte multe discuții, dar am avut una la Consiliu prin care am cerut să găsim o soluție atât constructivă cât și legală pentru a fi folosit acel bloc Nefromed. Din ce mi-a zis, cum a apărut subiectul în discuție, a fost menționat de domnul colonel Mitrea că acolo acel etaj este foarte bine dotat. Mi-a zis în discuția care am avut-o cu dumnealui. Deci din punct de vedere al aparaturii medicale este extraordinar de bine dotat. Și atunci eu aparatură care a fost adusă pentru săl de operație. Foarte posibil. Sunt convins că aveți mai multe detalii decât deci nu pentru un alt scop, din câte știu eu. Și mai ales că acolo este făcută pe baza unei donații inițiale a unei firme private și donația, actul semnat cu spitalul, menționează săli operatorii. Sunt convins că vor fi săli operatorii, poate va fi chirurgie de zi. Eram convins că așa va fi, pentru că de aceea a plecat fostul manager, pentru că el a vrut săli operatorii și ceilalți, nu spun cine că e cu inițiale de 3, au vrut chirurgie de zi din alte motive. Nu pot să înțeleg un spital de urgență care are posibilitatea să facă săli operatorii, mă rog, la un nivel de performanță care acum e depășit. Eu mi-aș dori ca să facem o reabilitare capitală a etajului 2, că bineînțeles acolo este și, după cum știți, secția ATI, da, care trebuie refăcută complet. Și să includem și cumva acest bloc Nefromed, acel etaj 2 de... Bun. Apropo de secția ATI, sunt două discuții aici. Este proiectul celor de la Dăruiește Viață, da, pentru secția ATI externă, și avem locația în care era secția ATI. Ce se întâmplă? Ați intrat în locația nouă? S-a ridicat, am înțeles, sigiliul de pe ea? Nu. Nu s-a ridicat? Deci, în locația veche. În locația veche, da. Scuzați-mă. Da. În locația veche am intrat împreună cu cei de la IPJ, cu un reprezentant al CJ-ului și cu cei de la asigurări. Chiar săptămâna trecută, cred că era joi sau vineri, când am intrat prima dată acolo. E totul sigilat din nou. Da? Și cei motivația? Așa s-a dorit. Adică vi s-a dat voie să intrați? S-a aprobat intrarea de către parchet. Da. Acolo. De asta au venit cei de la... Asta este o știre. Cei de la... S-a aprobat intrarea pentru acea vizită. Am făcut înțeleg. Un proces verbal. X, Y, Z au fost acolo, am semnat, s-au făcut poze pentru asigurări, pentru a cere banii de la asigurări și s-a sigilat înapoi. Deci astea au fost instrucțiile. Deci nu-i cazul să vorbim că acolo se poate intra, face... Nu.
Deci vă zic, deocamdată nu. Oricât am vrea noi și oricât ne-am dorit să folosim acele spații, să începem renovările acolo, deocamdată alea sunt sigere și nu sunt sub, cum să spun eu, jurisdicția. Am înțeles, nu este clar, ancheta parchetului, salut popor și nu avem cuvinte. Exact. Partea pozitivă pe care pot să vă zic este că se continuă demersurile pentru a se obține autorizația de construire. Cred că dacă nu cumva ieri, astăzi cel târziu, documentele au fost duse la primărie, toate avizele, tot ce trebuie, pentru acest spital modular ATI donat de cei de la Dăruiește Viața. După cum s-a remarcat, noi am început pregătirea terenului, s-a făcut așa numită organizare de șantier, gardul împrejmuitor și așa. Sunt foarte bucuros, lucrează o firmă din București, zi, seară, frig, cald, lucrează, deci nu sunt... Firma de București este adusă de cei de la Dăruiește Viața. Noi nu avem nicio legătură, ca să spun așa, contractuală, în afară de această donație. Ei inițial au zis că o vom folosi ca secție ATI COVID, dar au zis că după ce se termină pandemia putem să o folosim... Este absolut logic. Cum se dorește. Sunt, bineînțeles, niște discuții că fiind o secție ATI acolo, cum se vor transporta bolnavii, dar ținând cont de renovările sau reabilitările din spital, care sunt planificate, încercăm să îi găsim o altă utilitate pentru a transfera anumite secții în acel spital, care, ce să vă zic, va fi extraordinar de bine dotat. L-am vizitat acum două weekenduri în București, am fost la cel făcut la Elias și e superb, e de o calitate extraordinară. Toată lumea care era acolo erau super cântați de condițiile în care lucrează, de echipamentele pe care le-au. Am înțeles, dar să-l vedem la noi, care-i termenul de... Cei de la Dăruiește Viața cu care am discutat au zis că din momentul eliberării autorizației, între 8 și 10 săptămâni. Adică dacă primăria, de exemplu, unde sunt acum autorizațiile, dau luni, putem socoti 10 săptămâni, da, să spunem. Da. Doamne ajută și să le dea gândul cel bun celor la primărie, dacă, bineînțeles, proiectul este, dacă actele sunt în regulă. Am văzut proiectul, nu am nicio emoție că autorizația va fi eliberată. Am înțeles. Bun, haideți să mergem mai departe. Ați avut spitalul a avut un control al celor de la Vaslui, după aceea au mai venit unii de prin Ardeal, dacă nu mă înșel. Din Sălaj, în perioada COVID. Deci DSP Sălaj, DSP Vaslui. Raportul celor de la DSP Vaslui l-am publicat, era bulversant pentru orice om care nu stă în spital. Cel de la Sălaj, cum e? Cel de la Sălaj este un raport mai scurt, dacă îmi permite să zic așa, pentru că s-a focusat foarte mult pe activitatea medicală tipică perioadei COVID, ca să o numesc așa. Bineînțeles că dumnealor, după ce au trecut prin spital și prin diverse secții, au remarcat anumite lucruri care sunt poate nu sunt conform standardelor, dar nu s-au focusat ca cei de la Vaslui pe tot spitalul, pe funcționarea. Dar luând lucrurile mari, deci lucrurile mari de sinteză, au diferit cele două rapoarte? Nu. Deci ambele, situația este ambele rapoarte grea, dacă, moștenirea este grea. Da, dacă citești acele rapoarte, un om care are o viziune globală înțelege că nouă ne trebuie un spital nou. Pentru că sunt lucruri care se pot face, nu știu, într-o săptămână, într-o lună, în trei luni, dar sunt lucruri care sunt aproape imposibil de făcut datorită construcțiilor pe care le avem și tipului de spital pe care îl avem. Știți ce nu înțeleg eu, domnul Simon? Vine DSP Vaslui și ne zice că lucrurile stau prost. Vine DSP Sălaj și lucrurile stau prost. Vine un control de la minister și aproape că putem previziona că vor spune că lucrurile stau prost în anumite domenii, da?
specialiștii aduși sunt de la Constanța, din DSP Constanța. Sunt da? două doamne de la DSP Constanța și doi specialiști. Lipsește în toată această enumerare o instituție din Neamț care ar fi trebuit, dacă își făcea treaba la vremea respectivă, să spună halt, noi, cei care supraveghem procesul ăsta, așa vă atragem atenția aici, unu. Și aici nu vă dăm voie să funcționați. Au fost niște săli de chirurgicale, saloane chirurgicale și blocuri operatorii mici oprite atunci. La Vaslui. Eu vorbesc de cei de la DSP Neamț. Ei de ce n-au văzut lucrurile astea? Scuzați-mă că întreb. Cred că cel mai bine să răspundă domnul director Firăstrău la întrebarea asta. Nu știu exact de ce de-a lungul anilor nu s-au văzut. Că eu cred că știu de ce nu s-au văzut, pentru că erau numiri, ca și acum, numiri politice. Și dacă era un partid la guvernare și își punea directorul de la DSP director, ăla nu făcea nimic dacă nu avea voie de la partid. Și asta s-a întâmplat nu în Piatra Neamț, în Neamț, în Sălaj sau în altă parte. Și atunci singurul mod în care aflăm dacă sunt lucrurile sau nu în neregulă, când vin controle încrucișate. Până și statul a prevăzut controle încrucișate, neavând încredere în încrengătura de relații din județe. Eu vă înțeleg ce spuneți dumneavoastră. Eu nu pot acum să vă dați seama, să arăt cu degetul ce nu s-a întâmplat acum 2, 3, 5 nu, ani. Eu mă întreb așa. Și cred că și dumneavoastră vă întrebați. Eu, cum am zis și în spital, și cred că pot să spun asta și despre relația cu DSP-ul, mi-aș dori foarte mult să lucrăm de acum înainte foarte bine împreună. Asta îmi doresc și eu. Pentru că ce a trecut de acum. Nu e foarte greu să revenim. Da. Bun. Acum, presupunând că gata, am dat trecutul deoparte, în cât timp credeți că s-ar putea ca spitalul acesta să funcționeze, dacă n-ar fi COVID-ul, da? În parametrii de normalitate pentru pacienți. Pentru că, la nivelul corpului medical, el funcționează bine. Salariile se dau, da? Sunt salarii, da, s-au mărit salariile. Și pentru asistenți, mă rog, aici mai sunt discuții. Pentru cei care lucrează în spital, lucrurile, din punctul ăsta de vedere, sunt rezolvate în mare măsură. Mai ales că mulți dintre ei își suplimentează veniturile cu activități conexe. Ceea ce nu e ilegal. Nu este ilegal, nu știu dacă este normal, dar este o altă discuție aici, care ține de, mă rog, statul român și de stat în general. Da. Dar pentru pacienți, că eu din câte știu, școala e făcută pentru elevi, și spitalul e pentru pacienți, nu ca să creăm condiții doar pentru cei care lucrează, ci și pentru pacienți. Știți foarte bine că proiectul meu a fost despre siguranța și satisfacția pacientului. Da? Am luat deja măsuri pentru siguranța pacientului, în primul rând. Gen, să verificăm tot ce înseamnă rețele electrice, de oxigen, am cerut referate, am cerut contracte, să se facă contracte cu firme de mentenanță specializate pe așa ceva, pentru că, vă spun sincer, departamentul nostru tehnic nu are toate competențele pentru a verifica aceste lucruri. Da? Și se lucrează cu firme din afară. Tot ce înseamnă instalații, ba chiar am insistat la un domn ieri să vină să ne ajute cu niște instalații de abur, pentru că dumnealui era un pic reticent datorită mersului greoi în general la proiectele cu statul, nu cu Spitalul Județean Neamț. Da? Din punct de vedere al lenjeriilor, ne uităm și vreau să comandăm asta. Deci veți vedea niște diferențe, ce vreau să vă spun? Veți vedea niște diferențe, zic eu, semnificative într-un an de zile la ceea ce se înțelege tratamentul pacientului, cum sunt tratați aceștia, condiții și așa mai departe. În comitetul director, iarăși, am discutat despre blocul alimentar și dorim să facem, conform legii, o analiză... Chiar am vrut să vă întreb, mâncați la spital? Nu mănânc deloc. Îmi iau niște alune și niște nuci.
În spital. Da. În rest, bănuiesc că mai mâncați. Mai mănânc seara. Mai văd și eu ce mai faceți așa. Da, da, e deci, o pasiune. Deci în spital nu, dar cum e cu mâncarea așa? Pot să vă spun că acea locație a blocului operator nu este conform standardelor actuale. Unii mi-au spus că ar fi infectă. Eu nu pot să vă spun că n-am fost. O singură dată am avut plăcerea când era un președinte de Consiliu Județean care a zis că duce să facă ciorbă dimineața acolo. Noi ne-am dus să așteptăm și n-am mai venit. Da. Probabil că n-au găsit borșul. Deci este clar că nu este cea mai favorabilă locație din acest spital pentru a se face mâncare. Dar asta vă zic, eu lucrez cu ce există. Ca să ne ducem, să ne uităm la alte variante, da? În primul rând, să zicem, arunc o vorbă aici și nu vreau să externalizăm. Da? Trebuie să avem aprobări de la Ministerul Sănătății, de la sindicat. Oamenii care lucrează acolo trebuie să fie preluați de firma care va face acest catering. Îi vor prelua, nu-i problemă. Da, așa, la salariile respective. Deci, oricum, aici fac o paranteză, nu vreau să fie nimeni dat afară, doar să eficientizăm un pic activitatea. Și dumnealor, de la acea firmă, vor trebui să ne ofere un preț cu cel puțin 15% mai mic decât îl aveți acum. Decât îl avem acum. Hai să fim serioși. Asta e legea. Hai să fim serioși. Asta e legea. Păi măriți prețul, domnul, dacă vreți să aveți firme care... Nu e neapărat preț, e vorba de costurile noastre. Deci noi avem, să zicem, un cost pe persoană. Da? Această firmă trebuie să ne ofere ceva cu 15%. Ca să luăm acea idee de externalizare în calcul. Bineînțeles, dacă nu, iarăși reparăm, iarăși cumpărăm echipamente, dar e ca un bandaj de fiecare dată. Deci nu e o reparație capitală. Nu un bandaj pe o rană purulentă, știți? Adică nu un bandaj simplu. Nu e un bandaj simplu. De asta spun. Ca și cu cele trei etaje care nu sunt renovate. Ideal, bineînțeles, este să avem nou spital. Fără doar și poate. Nimeni nu neagă acest lucru. Dar până avem nou spital, că durează 2 ani, că durează 4 ani până există acest nou spital, acele trei etaje trebuie să funcționeze, să funcționeze cât mai bine pentru acești pacienți. De asta eu am pus și în planul meu și am și insistat chiar în acea singură discuție la Consiliu să facem în așa fel încât să le renovăm pe alea. Bun. Reparații capitale. Întrebări. Ce vom face pentru prevenirea îmbolnăvirii oamenilor, domnul Ioan Teodorescu? Nu cred că aveți dumneavoastră putem la nivel face de... ceva pentru prevenirea infecțiilor asociate cu actul medical. Apropo, și asta, iarăși, am insistat foarte mult la compartimentele respective să avem grijă cu acest lucru. Am vor discuta cu doamna Drăgan să fim siguri că vom avea banii necesari pentru tot ce înseamnă curățenie. Și vreau să vă zic o treabă. Nu este întotdeauna doar banul care lipsește. Da? Am descoperit că poate lipsește și trainingul personalului care face curățenia. Din ce am văzut, din perioada mea limitată din spital, sunt sigur că se poate îmbunătăți această activitate. Mi-am adus aminte acum când intrase așa o idee în cap când ați spus că vreți să dați un test pentru cei care se angajează. Apropo, da. Eu vă sugerez ca la testul respectiv să întrebați și din ce localitate sunt, dacă sunt rude cu cineva care, de exemplu, dă bani ca să poți achiziționa lucruri la magazie. Așa. Și, de exemplu, dacă sunt dintr-o anumită localitate care are de-a face cu cineva de la personal, să aibă un bonus la angajare, adică 2 puncte în plus. Am înțeles. Adică, o iau asta ca pe o glumă. Nu, este un lucru extrem de serios. Adică pui magazioner, de exemplu, pe cineva care este apropiat de cel care dă banii, ca să poți să fii sigur că va avea bani pentru aprovizionare. La cei care fac curățenie, aduși dintr-o localitate în care au deja competențe în timp acumulate și în familie, adică din tată în fiu, din naș în fin, și lucrurile astea, atunci creează o mare familie a curățătorilor. Așa. De acolo, și ei sunt foarte bine ghidonați de cei care i-au adus. Eu, ce să vă zic, aș vrea să ne vedem peste un an, 2-3 și să nu mai aveți această poveste sau acest scenariu. Dar nu e un scenariu, e un lucru constatat de niște controle.
Nu le-am văzut. Vedeți că eu citesc acum toate controlele, tot ce pot, citesc. Ce facem cu bolnavii care necesită intervenții medicale urgente și ajung să stea cu zecile de ore la poarta spitalului, unde COVID e o problemă, da? Și nu interesează pe nimeni. Ba, câteodată ne spun că stăm până să stăm acasă. Dar când ajungem foarte grav bolnavi, suntem tratați cu indiferență și ajungem la problema. Știți foarte bine sigur, că pe lângă siguranță și empatia față de bolnavi. La ce m-am referit și eu prin angajări și cum am scris și în planul de management, vor să facem niște cursuri de comunicare cu pacientul. Numărul 2, ce am discutat și în comitetul director, este găsirea unei soluții, nu știu, informatizate sau de altă natură, prin care putem da informații despre bolnavii din spital într-un mod, să zicem, mai automat. Pentru că acum nu se dau aceste informații. Suni la niște numere de telefon, dacă răspunde cineva bine, dacă nu, nu. Nu sunt niște panouri la UPU să știi a intrat, nu a intrat, ce se întâmplă. Asta este o mare problemă. Nu există o colaborare cu aparținătorii care vin cu oameni exact. La UPU. Și pentru a evita aceste conflicte cu aparținătorii, pentru a și doctorul în sine vrea să se simtă în siguranță. Și atunci vrem să eliminăm această interacțiune doctor-aparținător, da? Și să fie un anumit serviciu sau anumiți oameni dedicați care pot să dea aceste relații publicului sau, cum am văzut prin alte spitale, un sistem informatizat în care știi că e salonul cu tare, doctorul cu tare și atât. Pentru că aș vrea foarte mult să limităm interacțiunea asta. Nu face bine nimănui. Nici aparținătorului, nici doctorului. Doctorul este stresat, are pacienți, trebuie să alerge să facă să așa. Iar aparținătorul, bineînțeles, are cerințe. Întotdeauna e o rudă, da? Ține la ruda respectivă, vrea să fie tratată cum trebuie și această așteptare mi se pare normal. Bineînțeles, și această așteptare pentru informații este ceea ce câteodată face pe aparținător să izbucnească. Dar oare de ce aparținătorii au această senzație că pacienții nu sunt băgați în seamă așa cum trebuie? De multe ori greșită. O spun e din de mult, să propria știți că experiență. E de multe ori greșită. Dar de ce oare s-a încetățenit acest lucru? Probabil din anumite interacțiuni cu persoane din spital. Da? Când ești nervos și zici aparținătorului ceva după o gardă, după o tură lungă, după 50 de pacienți, bineînțeles că poate exprimarea nu este cea mai fericită. Dumneavoastră știți foarte bine că o veste proastă sau un caz negativ, despre acela se aude întotdeauna cel mai bun și cel mai repede. Imediat sunt postări, imediat vine presa, imediat se aude. Ceea ce personalul medical face bine, nimeni nu scrie niciodată. Dar oare de ce, domnule? Nu știu, dumneavoastră sunteți din presă, știți mai bine decât mine. Păi vă spun eu de ce. Pentru că dacă, de exemplu, oameni din presă vor să promoveze personal medical, și noi am încercat să facem asta și am avut și câteva surprize deosebite cu niște medici deosebiți și așa, există reticență. Pe de altă parte, eu mă rog de un an de zile de toți managerii care au fost la spital, oameni buni, aveți o oră pe săptămână să vă prezentați activitatea fără moderator, dacă vreți. Veniți și spuneți ce faceți, trimiteți, aduceți șef de secție să-și prezinte oamenii și activitatea. Păi dacă tu nu comunici decât când ești obligat că s-a întâmplat ceva rău, cum vrei ca lumea să te cunoască, să știe ceva despre tine? Aici vă dau dreptate, dar pe de altă parte și dumnealor, că aici ne referim la medicii de care vorbeați, au dreptul absolut. Lor absolut. Nimeni nu spune că nu. Dar atunci nu, nu te aștepta să fii văzut așa cum ești tu în realitate, ci ești perceput așa cum se transmite despre tine. Nu știu dacă ați remarcat, eu chiar încerc să și fac un efort personal să vin la orice emisiune sau la orice discuție cu presa pentru a schimba această mentalitate. Vreau să fiu un liant între presă, public și personal din spital, pentru că nu sunt două cazemate, nu sunt două lucruri separate care se luptă unul cu celălalt. Tocmai, ideea ar fi, să le aduc împreună. Ar fi ca cine să se înțeleagă că, de fapt, principalul scop, principalul
lucru pentru care există spitalul este, cum se spunea pe vremuri cu elevul, măria sa pacientul. Absolut, absolut. După cum am mai zis, am semnat foarte multe referate pentru acreditările de presă și vom începe chiar de la sfârșitul lunii cu conferințele de presă, care oricum trebuie să le facem ca așa trebuie făcute, legal, una pe lună. Și da, să veniți cu ce întrebări doriți dumneavoastră. Da, dar poate aduceți la conferințe de presă și, de exemplu, un compartiment care are niște rezultate și atunci le aflăm și noi. Poate aduceți în conferința de presă și câte un șef de secție să-i cunoaștem și noi, să-i cunoască și populația, nu numai când este bolnavă. Am să mă asigur că veți avea cu cine discuta la aceste conferințe de presă. Bun, în final, dacă aveți ceva de transmis în acest moment populației apropo de spital. Ce vreau să transmit populației este că am pornit pe un proces care va dura, să aibă răbdare cu noi, cu echipa din spital, cu cei din spital și că le vom demonstra că pot avea încredere în serviciile medicale de la Spitalul Județean Neamț. Da. Să vă fie gura aurită. Mulțumesc mult. Să vă fie gura aurită. Îi mulțumim domnule Alexandru Filimon pentru că a venit într-o emisiune. Nu este o postură extrem de ușoară pentru domnia sa. După 9 zile de conducere la spital, să stai 5 zile în control. Eu sper să ne vedem și după 6 luni și după un an atunci. Și eu sper. Și eu sper. Da. Aici ne oprim cu discuția despre spital. Eu vreau doar să vă mai spun câteva lucruri. Mesagerul de Neamț, numărul acesta, are continuarea acelui serial pe care l-am deschis, România săracă văzută din Neamț. Au fost foarte multe reacții la primul material. Acum aveți un al doilea caz și la fel de disperat și la fel de, cum să spun eu, semnificativ pentru ce se întâmplă într-o anumită zonă a populației care nu are niciun fel de legătură cu ceea ce numim noi integrare europeană. Ei nu au reușit să se integreze nici măcar în ceea ce înseamnă zona aceea a lor, se poate trăi la nivelul minim al demnității umane. Mulțumim celor care ne-au sunat și vor să se implice în toate aceste lucruri. Este un semn că încă nu suntem cu toții bolnavi, ca să nu ne îndepărtăm de tema de astăzi. După aceea avem în ziar, în ediția scrisă, două materiale privind cimitirile unei comunități care, din păcate, e tot mai mică în Neamț și în Piatra Neamț, cimitirile evreiești, unul care este aproape părăsit, de fapt este părăsit, și unul care încă mai are, ca să spunem așa, persoane care au grijă de el. Avem un interviu absolut senzațional cu un investitor străin, nu foarte mare, dar dădea de lucru la un moment dat la 700 de oameni, ceea ce nu-i puțin în Neamț, care spune că statul român ca partener este păgubos, mi-a luat jumătate din profit fără să-mi ofere nimic. Avem și despre un imens scandal care pornea din Neamț și era să dea jos un guvern cu personaje incredibile pentru noi acum implicate. Sunt două pagini, vă invit să le citiți. Avem niște lucruri care interesează pe profesori cu directoarea de la Centrul de Asistență Educațională Neamț, dar și o rubrică nouă, meseriașii pe cale de dispariție din zonă, un domn senzațional, Mihai Săvinoiu, un cismar, meserie la mare căutare într-o perioadă în România, care ne-a dat și oameni mari la stat. Așa. Și să nu uităm și rubrica ultimă, Mesagerul de Neamț de la o săptămână la alta. Vă citesc doar două titluri, Republica Democrată, CMI Urban,
omul săptămânii. Săptămâna trecută a fost domnul Filimon. Săptămâna asta este Eugen Pancu, șeful poliției locale Piatra Neamț. Bârfa săptămânii și despre creditele orașului Piatra Neamț, cu foarte mult respect. Vă mulțumesc pentru participare, pentru atenție și să ne vedem sănătoși luni dimineață la 8:30.